Bun găsit, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc cifrele orei. Avem un nou prag depășit, cel de 11.000 de cazuri, mai precis 11.036 de români infectați cu COVID-19. Un număr mai mare însă de vindecări, 3.054 de români care s-au vindecat și au fost și externați, în creștere evident față de ieri. Și vorbim și de 608 decese. Practic, creșterea față de bilanțul de ieri este de 401 cazuri în 24 de ore, pentru că și testarea diferă de la o zi la alta, evident. Diferențe așadar față de ziua de ieri, un nou bilanț va fi prezentat mâine în jurul orei 13, așa cum ne-am obișnuit în ceea ce privește cazurile de infectări. În ceea ce privește decesele, aceste informări sunt făcute de fiecare dată când este nevoie pe tot parcursul zilei. Între timp însă ne pregătim de un nou scenariu de la data de 15 mai. Se redeschid hotelurile. Nu se știe deocamdată dacă se redeschid și restaurantele. Acest lucru s-ar putea petrece însă gradual după 15 mai cu anumite precauții, așa a anunțat premierul Ludovic Orban, numai că treaba stă într-un fel pe hârtie și în cu totul altfel pe teren. Rămâne problema distanțării sociale, ce se va întâmpla cu familiile, vor sta cu toții în mai multe apartamente, vor sta cuplurile în aceeași cameră, sunt toate aceste chestiuni de rezolvat. Ce se va întâmpla însă cu masa, dacă va fi redeschis restaurantul? Toate aceste chestiuni trebuie reglate, bineînțeles, de către hotelieri. Vedem în primul rând materialul și apoi comentăm cu invitații. În ceea ce privește hotelurile, și aici trebuie stabilită un set de reguli și nu va exista o restricție în ceea ce privește hotelurile, pentru că acolo, sigur, probabil să se cazeze o singură persoană, chiar și în camere cu două paturi, să se cazeze mai multe persoane, numai dacă sunt membri ai familiei, de asemenea luarea unor măsuri de dezinfecție și altor categorii de măsuri. Hotelierii spun că e de bun augur că activitatea ar urma să fie repornită din 15 mai, dar speră să revină și cererea. Călin Ilie, președintele Federației Industriei Hoteliere din România, e de părere că nu vor fi mulți clienți din cauza blocajului de călătorie. În opinia sa, anul acesta, sezonul estival va începe după 15 iunie și va fi ceva mai complicat, întrucât cluburile vor rămâne închise, iar de concerte nici nu poate fi vorba. În ceea ce privește restaurantele și cafenelele, aici opiniile exprimate încă sunt rezervate, pentru că riscul epidemiologic este mai mare în cazul restaurantelor, pentru că nu poți să porți mască și nepurtând mască, practic există riscul de transmitere. În ceea ce privește parcurile, premierul a spus că dacă se respectă anumite reguli, pot fi deschise mai repede. Da, și comentăm aceste posibilități, ce s-ar putea întâmpla de la data de 15 mai, dar și ce se întâmplă cu zborurile, pentru că am aflat între timp că sunt reluate zborurile, cei de la Tarom vor primi și un ajutor consistent de la stat, precum și compania Blue Air, de asemenea. Compania Wizz Air reia și ea zborurile pentru anumite destinații și în anumite condiții. Despre toate aceste lucruri discutăm cu invitații mei. Ramona Colea, reprezentantă drepturi pasageri. Doamna Colea se ocupă de recuperarea acelor despăgubiri pentru cei care au zboruri anulate sau întârziate. Au fost tot felul de situații în această perioadă, unele probabil că nici nu și le-ar fi imaginat vreodată. De asemenea, este alături de noi Răzvan Pascu, consultant de turism. Le mulțumesc foarte mult amândurora. Și aș începe cu cea mai nouă informație, cea legată de Tarom. Se reiau zborurile. Doamna Colea, asta înseamnă că gata, ne reluăm viața noastră obișnuită, se redeschidă hotelurile, mergem în vacanță și totul e ok, nu? Bun găsit, Irina, din nou. Mi-aduc aminte, cu aproximativ o lună și jumătate eram în direct la tine în emisiune. Era începutul pandemiei și ne gândeam cum o să evolueze lucrurile. Acum suntem cumva la
mijlocul ei, ne uităm cu încredere și ne dă elan faptul că zborurile se reiau. Cred că vor fi mai degrabă zboruri pentru cei care se duc acolo eventual cu business, eventual se întorc la locurile de reședință, mult mai puțin pentru zona de turism. Cei care vor merge în continuare în călătorii probabil vor alege cu precădere transportul rutier, dar din cererile pe care le-am primit, cereri de rambursare a prețului biletelor anulate, există și un anumit procent de pasageri care, să zicem, apelează la serviciile noastre pentru că nu știu cum să-și amâne sau să obțină un voucher pentru zboruri care au ca scop un city break chiar și în Italia. Deci sunt pasageri care în continuare își doresc să păstreze opțiunea de călătorie chiar și în zonele puternic afectate de virus. Bună, vom vorbi despre toate aceste lucruri pentru că sunt și noi scenarii luate în calcul, acel al treilea scaun eliminat. Îl salută și pe domnul Dragoș Anastasiu, dacă e totul ok din punct de vedere tehnic, am avut niște mici probleme în a stabili legătura cu toți cei trei invitați. Bună ziua, dacă ne auziți! Bună ziua, eu vă aud, sper că m-auziți și dumneavoastră. Și sper că ne și vedem în curând să remediem. Asta e, sunt noile condiții cu care ne confruntăm cu toții. Ne putem vedea doar așa pe Skype. Domnule Anastasiu, din punctul dumneavoastră de vedere, revenirea noastră, ieșirea din case de pe data de 15 mai și redeschiderea hotelurilor, cum se va putea face? Cum se va putea, s-ar putea face brusc, dar o să se facă lent, pentru că suntem sub asediul medical, ca să spun așa, și trebuie să avem grijă de sănătatea angajaților noștri, a turiștilor noștri și a noastră. Se va face lent. Ne uităm ce se întâmplă și în alte țări și nu cred că trebuie să redescoperim noi nici apa caldă, nici mersul pe jos. Vor fi măsuri de igienă suplimentare, vor fi măsuri de distanțare. Eu cred însă că ieșirea din statul în casă se va produce cu entuziasm. Cred că turismul în România va funcționa începând de prin mijlocul iunie probabil, în condițiile noi de igienă și de distanțare. Și după cum ați văzut probabil în studiile pe care și noi le-am făcut, principalul lucru pe care și-l doresc românii acum este să plece la mare sau la munte. Mai zic eu și în Delta sau în alte părți în România, dar oamenii își doresc foarte mult să călătorească și cred că au învățat suficient de mult și nu mai au neapărat nevoie de măsuri radicale ale statului, în sensul în care responsabilitatea este la noi înșine și va trebui să respectăm lucrurile în așa fel încât să nu avem un return al pandemiei, cum ar fi putut să fie sau cum a fost în alte țări. Din punct de vedere economic, bănuiesc totuși că este o idee bună, chiar și cu precauțiile pe care vor trebui să le ia hotelierii. Este o idee obligatorie, nu bună. Economia trebuie să repornească și sănătatea are un cost și costul trebuie plătit de cineva. Nu putem să stăm acasă să plătim sănătatea. Nu funcționează lucrurile sub această formă. Și de asta economia trebuie să pornească în condițiile noi, în condițiile noi de siguranță. Și turismul este, dacă vreți, la nivel mondial, principalul angajator. De simpla cazare a unui om undeva depind foarte multe alte lucruri, mâncare, pături, plapumi și așa mai departe. Sunt nenumărate industrii conexe care depind de turism și cred că va trebui să repornească urgent și această industrie. Răzvan Pascu, bun găsit! Noi am mai vorbit despre ce
ar putea să însemne revenirea aceasta de pe 15 mai? Pentru că sunt mai multe tipuri de turism. Avem un turism, avem agroturism și vom vedea cum se pregătesc și cei cu pensiunile bună oară. Vom putea lua în calcul și un fel de turism așa ca pe vremea lui Ceaușescu, pe cont propriu, cu mâncarea după noi. Se întâmpla asta pe vremuri, poate, nu știu, e o soluție acum. Sau acel turism de tip all-inclusiv. Te rog. Nu, eu vă întrerupeam spunându-vă că se cam întâmplă, din păcate, și acum litoralul românesc. Așa e. Paponița, da? Asta dar e. Poate fi o soluție bună în condițiile acestea, dacă nu sunt deschise restaurantele sau dacă ți-e frică. Vor fi și oameni cărora le va fi frică să mănânce la restaurant. Așa e. Răzvan Pascu, așadar, ce variantă crezi că va putea să funcționeze în mod viabil, să o luăm în calcul omenește? Eu sunt convins că tuturor le este dor să iasă din casă în primul rând și tuturor le este dor să plănuiască o călătorie. Pentru că, de fapt, problema cea mai mare cred că asta a fost, că oamenii nu au avut un orizont de timp. Și e normal să fie așa, nimeni nu putea să garanteze când se va încheia toată povestea asta și dacă se va încheia cu bine în luna următoare. Prin urmare, au fost foarte mulți oameni care au rămas în așteptare. Chiar dacă și-au plătit, de exemplu, un avans la o excursie, au rămas în așteptare și cu plata celorlalte sume de bani, dar au rămas în așteptare și cu rezervările. Și cred că, începând cu 15 mai, asta este opinia mea, din 15 mai, poate până spre sfârșitul lunii mai, oamenii vor fi într-o veșnică căutare, după care, dacă lucrurile vor părea să meargă pe drumul cel bun, după 1 iunie, probabil că vor și începe să rezerve. Am vorbit cu mai mulți hotelieri chiar săptămâna aceasta la o întâlnire tot pe online, acum e noua modă, și spuneau că realistii se așteaptă la rezervări începând cu 15 iunie și cel mai probabil lunile iulie și august vor fi pline. Și acum vor fi tot felul de oameni ca și până acum, adică unii care vor lua mai multe măsuri, alții mai puține. Eu le recomand tuturor, în primul rând, în lunile care se pot fi foarte aglomerate, cum sunt iulie și august, să-și ia măsuri suplimentare de siguranță. În toată perioada aceasta, de exemplu, hotelierii, proprietarii de pensiuni, de apartamente în regim hotelier, de vile și așa mai departe, le recomand să ia tot felul de măsuri legate de siguranță, dar să le și promoveze, să vorbească despre ele, să spună ce măsuri iau. De exemplu, am auzit că pe litoral sunt hotelieri care s-au gândit să pună șezlongurile la 3 metri unul de altul. Este o idee foarte bună. Nu știu dacă este fezabilă, dar este foarte bună. Apoi au spus că vor împărți oamenii la micul dejun și la cină pe serii, care, din nou, este o măsură foarte bună în sensul că în marile hoteluri oamenii să nu se mai aglomereze cu sutele și să nu mai fie la liber, să zicem, când mergi la micul dejun, nu o să mai mergi între 7 și 10, ci probabil între 7 și 8, apoi între 8 și 9 și așa mai departe. Nu știu cât este de fezabil, dar măsurile acestea anunțate ar fi bune. Eu cred că anul acesta, evident, turismul românesc va avea de câștigat, va fi câștigătorul pe termen scurt, dacă putem spune așa. Și ce mai cred eu este că, ca întotdeauna în viață, știți că și în limba chineză cuvântul criză se scrie la fel ca și cuvântul oportunitate. Și eu cred că orice criză, deși este o criză foarte profundă în turismul românesc și sunt foarte mulți oameni, probabil 90% din hotelurile de acum sunt închise, 10% sunt deschise doar pe spații de carantină care lucrează cu statul și foarte mulți oameni, poate peste 120.000 de oameni sunt în șomaș tehnic sau concediat. Deci este o criză profundă. Dar această criză pentru unii poate să se transforme într-o oportunitate și mai ales pentru destinația turistică România. Și mă refer la un termen mediu, nu la unul scurt, la un termen, să spunem, de un 2-3 ani de zile în care toate destinațiile vor pleca cumva de la același punct comun. Gândiți-vă că noi acum și Franța și Japonia și Statele Unite toți vom pleca de la același număr de turiști, zero. Prin urmare, cred că dacă noi am venit cu o campanie gândită foarte bine de promovare, o strategie foarte clară de promovare a turismului românesc, în care să spunem, veniți să descoperiți o destinație pe care până acum poate nu ați descoperit-o, nu ați știut despre ea, veniți să descoperiți Delta Dunării, veniți să descoperiți Transilvania și alte locuri minunate din țara asta, apoi dacă le vom spune oamenilor că este o destinație în care nu se vor aglomera, ca în alte destinații foarte cunoscute, din punct de vedere turistic în toată lumea, atunci cred că pe termen mediu de 2-3 ani de zile România poate câștiga foarte mult din această criză. Dar ar trebui să avem o preocupare permanentă, ceea ce nu am senzația că
se întâmplă în acest moment în... Bine, nici nu mai avem un minister al turismului, dar avem secretar de stat și n-am senzația că se întâmplă foarte multe acolo. Bun, aș vrea să vorbesc De asemenea, Irina, aș vrea să mai amintesc ceva. De asemenea, e foarte important pentru oameni. Gândiți-vă că în această perioadă există probabil vreo 200.000 de oameni care au, sau cam așa, estimările cam așa spun, care au avut avansuri plătite pentru diverse excursii. Unii dintre ei și-au cumpărat încă de anul trecut, din octombrie, noiembrie, au plătit discounturile acelea de early booking, au fost foarte bune și și-au luat oamenii vacanță în Turcia, în Spania, în Grecia și așa mai departe. Oamenii aceștia, cei mai mulți dintre ei, au înțeles că, de fapt, ei ce și-au dorit? Ei și-au dorit să plece în vacanță, își doresc în continuare, numai că au înțeles că nu se poate acum. Și probabil 80% dintre ei au acceptat să-și amâne vacanța, ceea ce le recomand și eu. Asta se întâmplă pe plan mondial, nu e o chestie nouă în România. Dar mai sunt unii dintre ei, probabil din diverse motive, inclusiv din motive financiare, nu au mai avut bani să mai călătorească sau nu mai au, sau se tem de ce se va întâmpla și atunci și-au dorit să-și primească banii înapoi. Numai că agențiile, fiind o mică rotiță doar din acest angrenaj, ei au luat avansurile și au plătit mai departe și n-au avut de unde să le dea oamenilor. Și atunci le-au dat niște vouchere de călătorie care să fie valabile, nu știu, 12 luni, 24 de luni. Eu cred că dacă statul ar veni cu o măsură care să garanteze aceste vouchere primite de la agenții, atunci toată lumea ar fi fericită. Toată lumea. Adică turistul ar fi fericit pentru că știe că în cazul în care se întâmplă o insolvență și probabil că vom vedea insolvențe sau incapacități de plată de la agenții de turism, hoteluri și așa mai departe, atunci banii clienților sunt cumva garantați de către stat, o să-și primească banii de la stat, agenția ar fi și ea fericită pentru că li s-a luat de pe umeri o presiune foarte mare și toată lumea și clientul evident ar fi fericit și operatorii din turiști ar fi și ei fericiți. Asta în cazul în care există o agenție care să fie intermediată aceste servicii. Sunt și foarte multe cazuri în care românii merg către pensiuni și tocmai pentru a afla care este situația în acest sector, care și el este la fel de lovit, suntem în legătură telefonică directă cu doamna Marilena Soian, este fondatorul la Întreg. Bună ziua, doamnă! Bună ziua, bun găsit! Cum se pregătesc proprietarii de pensiuni? La pensiuni era o situație cumva specială. Mergeai acolo, era de multe ori proprietar o familie, o familie care își făcea curățenie, îți făcea și de mâncare. Ei acum cum se pregătesc pentru revenirea de pe 15? Se pregătesc în primul rând, deci cum se pregăteau în fiecare primăvară, poate făcând curățenie în casă și în curți. Acum, având mai mult timp, știu că s-au preocupat și de amenajările interioare, dar și de amenajarea curților, a grădinilor, așteptând și noile reguli pentru servirea mesei. Ne gândim și noi și proprietarii de pensiuni cum să facem pentru a distanța, pentru a respecta aceste reguli de distanțare a oaspeților pensiunilor, ceea ce nu este prea greu. În general, pensiunile clasice, adevărate, cum le spun eu, de 80 camere, îndeplineau din start aceste condiții, dar acum o să fim și mai atenți la ele. Ce aș putea să vă mai spun, că această perioadă am încercat și noi să discutăm mai mult cu membrii noștri și am văzut preocupați de oferirea unor activități conexe, ceea ce este foarte important, să motiveze și mai mult pe turiști să vină către o pensiune sau alta. De altfel, noi am lansat cu mulți ani în urmă un program România pentru români și mă bucur că acum această situație, cum spunea și Răzvan, să vedem și binele din această perioadă dificilă, ne suntem ajutați pentru a promova indirect această campanie România pentru români. Și rămâne acum, totul depinde de condițiile de oferire a mesei, să vedem după 15 mai. Pensiunile, de altfel, oficial n-au fost închise, dar bineînțeles că nu erau turiști care să vină. Probabil că dacă într-o primă etapă vor fi, nu va fi clar cu oferirea mesei, vor avea de câștigat pensiunile tip self-catering sau așa zis la cheie sau vilele la cheie. Dar noi sperăm ca să se poată oferi masa, pentru că acesta este un atu al pensiunilor. De aceea mulți oaspeți aleg o zonă sau alta pentru arta culinară oferită. Și în general pensiunile oferă masă, pensiunile, repet, adevărate, clasice, oferă masă numai pentru cei care
cazat acolo, deci ar fi oarecum cu circuit închis. Exact. Tocmai de asta și voiam să vorbim despre pensiuni, pentru că ele chiar sunt o situație specială. Revenim după publicitate, vorbim și despre efectele economice ale pandemiei prin care trecem acum. Domnul Anastasiu cu siguranță poate să ne ofere niște date concrete. În câteva momente revenim așadar. Aspect. Deja sunt efecte foarte grave din punct de vedere economic, știm aceste lucruri, dar aceste efecte și pierderile ar putea să ducă spre niște creșteri de prețuri mari în acest sezon? Se întreabă mulți români. Hai că vă răspund și la asta, dați-mi voie foarte pe scurt două comentarii la ce s-a spus înainte. Apropo de ce a spus Răzvan, voucherele respective sau amânările și frica oamenilor că intră agențiile în insolvență. Oamenii trebuie să știe că există asigurări de insolvență în turism, ceea ce în alte părți nu există, dar la agențiile de turism printr-o directivă europeană există asigurare de insolvență. Deci, luați-vă frica asta de pe cap. Și doi, apropo de ce spunea Marilena, pensiunile și, mă rog, uite, de exemplu, aproape întreaga Delta Dunării au un mare avantaj apropo de mâncare. Ei pot servi mâncarea și în cameră. Deci aici mi-aș face cele mai puține griji. Acum, criza economică este gravă și în turism au fost primii afectați și hotelierii și agențiile de turism și transportatorii. Ajutorul numit șomaj tehnic a fost binevenit, numai că nu știm în ce se transformă și acum este absolut necesar să existe una dintre cele două variante discutate. Unul este așa zisul Kurzarbeit, combinația în Germania este, combinația între șomaj tehnic și muncă, deci le combin într-un mod flexibil pe cele două, sau scutire de taxe în ceea ce privește salariile, o perioadă de câteva luni de zile, în așa fel încât oamenii să nu fie trimiși în șomaj definitiv. Deci asta este o chestiune. În ceea ce privește prețurile, ne uităm ce se întâmplă în alte țări și ne inspirăm, ca să spun așa. Nu s-a observat o creștere de prețuri, pentru că întotdeauna prețurile nu au de-a face numai cu costurile. Sigur că vor fi costuri mai mari. De exemplu, o să avem mese mai puține într-un restaurant sau o să cazăm mai depărtat sau știu și eu ce. Mai ales măsurile de igienă costă o grămadă de bani. Prețurile sunt date de cerere și de ofertă. Ori acum să nu ne imaginăm că totul pornește, spunea Răzvan, că o să fie litoralul plin. Să dea Dumnezeu să fie litoralul plin. Eu nu cred că o să fie litoralul plin, pentru că lucrurile nu o să pornească la buton. O să pornească încet, încet și nu o să fie cerere în așa fel încât să crească prețurile. Eu nu mă aștept la creștere de prețuri, dar, și cu asta închid această întrebare, încurajez oamenii, turiștii, să se ducă astăzi către agențiile de turism sau către hoteluri, dar eu încurajez să se ducă către agențiile de turism pentru că rafturile lor, în ghilimele, sunt pline de marfă. Azi, fiind pline de marfă și discounturile sunt mai ușor de obținut sau sunt pe masă. Dacă... Inclusiv pentru cele din străinătate, evident. Nu? Pentru tot, în special, au spus-o și ceilalți, cred că turismul românesc va fi anul ăsta, va fi cererea mare. Nu mă aștept acum să se calce lumea pe picioare, dar totuși încurajez oamenii să se ducă astăzi să-și facă rezervări și să-și facă rezervări ținând cont de termenii de stornare care trebuie să fie foarte flexibile. Adică dacă legea nu ne va permite, nu știu, pe 1 iulie să fim la mare, atunci să fie stornat fără costuri suplimentare sau 15 iulie sau 1 august. Deci mesajul meu este mergeți acum că sunt rafturile pline și rafturile fiind pline, prețurile sunt mai mici. Un pont foarte bun. Apropo de prețuri, este posibil să vedem prețuri mult mai mari pentru un zbor cu avionul Ramon Acolea? Pentru că s-a discutat că nu vor mai fi câte trei locuri, cel puțin cum era la low cost. Stăteai lipit de ceilalți doi. E posibil să se întâmple așa, să fie greu, să-ți permiți un zbor? Cu siguranță, cred că ce a fost aviația înainte de coronavirus nu va mai fi.
Ceea ce se arată pe piață este că zborurile cele foarte low cost, adică ceea ce vedeam înainte, zborul la 5 euro, 9 euro, 15 euro, probabil că există foarte puține șanse să mai vedem așa ceva. Acesta este și motivul pentru care noi am încurajat întotdeauna pe cei care cred, au cea mai mică speranță că își doresc să mai zboare, să-și păstreze biletul pe care l-au cumpărat deja pentru un city break și pentru că amânându-l vor folosi biletul la prețul inițial de achiziționare. În ceea ce privește distanțarea socială în avion, vom vedea chiar în zilele următoare cum vor arăta primele curse pe care Tarom le deschide ca și poziționarea pasagerilor în avion. Nici nu cred că ne așteptăm la zborul să fie fully booked. Dar zicea acum câteva zile CEO-ul de la Ryanair că el se așteaptă ca dacă va fi această situație de locuri libere păstrate în avion, să vină fiecare stat și să ajute companiile aeriene cu prețul biletului pe care ele sunt nu au voie să le vândă. Mă îndoiesc că lucrul ăsta se va întâmpla. Nu cred că va veni niciun guvern să financeze prețul biletului nevândut de Ryanair pentru locul din mijloc, dar cred că, într-adevăr, prețul biletelor poate nu chiar în perioada imediat următoare, dar într-un viitor destul de apropiat, prețul biletelor pe cursele aeriene va crește. Revenim după publicitate la discuția noastră, rămâneți cu noi. Am revenit în direct. Dacă e să facem o previziune, Răzvan Pascu, pentru acest sezon, care ar fi ea? Pentru iunie, iulie, august și o bucățică de septembrie, poate? Doamne ajută! Cred că, așa cum spuneam, românii vor călători în primul rând în România. Cred că se va schimba puțin comportamentul de consum în turism, în sensul că vor prefera mai mult să călătorească, de exemplu, cu mașina, poate în sezonul acesta, decât cu avionul. Asta însemnând că vor crește atât destinațiile românești, cât și destinațiile regionale. Asta este un trend la nivel mondial. Auzisem într-o conferință săptămâna trecută, inclusiv în Statele Unite, cumva se așteaptă la același lucru. Deci la noi aici probabil că vor crește destinații precum Bulgaria, adică nu că vor crește, în sensul că vor fi accesate destinații ca Bulgaria, Grecia, Croația, dacă românilor li se va părea că este sigur să călătorească. Cred că o decizie și un tablou cumva mai complet așa vom putea lua după 15 mai sau chiar pe la în jur de 1 iunie. Asta este părerea mea. Nu aș spune neapărat ca oamenii să se înghesuie acum să facă rezervare. Asta este doar părerea mea pentru că nu știe exact ce rezerv și ce se va întâmpla. Hai să vedem că am trecut cu bine pe perioada de Paște. Hai să vedem că nu se vor înghesui la grătare de 1 mai și apoi să vedem să rezervăm și vacanța. Deci, ca și concluzie, cred că vor crește călătoriile în România, cred că vor avea de câștigat poate vilele de închiriat, pensiunile mai mici de tipul antrec, vor avea de câștigat căsuțele, probabil că mulți dintre noi vom redescoperi și turismul la munte cu cortul, deci va fi un turism total diferit față de cum era înainte. Nu spun că nu vor călători oamenii în continuare la all inclusive în Turcia, dar mi-e foarte greu să cred că vom vorbi de volume. De fapt, nu că mi-e foarte greu. Sunt absolut convins că nu vorbim de volumele din anii trecuți. Adică să te înghesui cu 1000 de oameni la micul dejun dimineață, probabil că se va întâmpla numai pentru cei care își doresc să se aventureze. Iar legat de destinațiile exotice, acestea oricum se vindeau și înainte cu foarte mult timp înainte. Adică erau destinații care se vindeau și cu un an de zile înainte, mai ales pe circuitele de grup. Și mă aștept ca lucrurile să funcționeze în continuare la fel. De fapt, am și semne din agențiile de turism că au început să primească rezervări pentru destinații exotice, destinații de îți poți permite să faci asta, să alegi o altă destinație. Domnule Anastasiu, credeți am putea să riscăm, nu știu, la un city break în Austria în vara asta? De exemplu? Eu am mai spus-o și chiar dacă mă contrazice Răzvan, rămân la părerea mea că e bine să ne gândim la concedii, e bine să visăm la concedii, e bine să ne rezervăm concediile cu condiția să le putem storna fără costuri.
pentru că are toată lumea de câștigat din această modalitate. Da, cred că începând din iulie-august ne putem gândi cu precauția necesară și la city break-uri, da, de a merge în Paris și în alte locuri. Va trebui să vedem ce ne vor spune autoritățile și cred că odată în plus trebuie să apelăm la responsabilitatea personală și nu să ne mai lăsăm dădăciți de statele lumii și să ne apărăm singuri de tot ce avem să ne apărăm. Și aici nu are de a face numai cu coronavirus, pentru că dacă vă uitați la cifre, influența virus e mult mai dăunător decât coronavirus, cel puțin în ceea ce privește cifrele, de anul ăsta. Deci din punctul ăsta de vedere va trebui să învățăm și să ne protejăm, indiferent că vom merge în city break în Austria sau vom merge în Delta Dunării sau știu și eu unde în altă parte. Dar haideți să încercăm să revenim la normalitate, inclusiv la normalitate mentală, să ne bucurăm de concedii, să ne bucurăm de deplasări. Sună bine! Ramona Colea, îmi spuneați înainte de a fi închise granițele, că asta s-a întâmplat cam peste tot, că observați undeva prin februarie deja o schimbare de mentalitate în avion a românilor, deci măcar sunt niște semne bune. Da, încă de atunci am apucat să zbor exact înainte să se închidă granițele și spuneam de atunci că lumea folosea măști, și igieniza locul din avion, măsuța, mergeau foarte des la baie, schimbau însoțitoarele tot timpul săpunul, adică am văzut că pe o cursă de 3 ore, mi-aduc aminte că ultima călătorie pe care am făcut-o a fost la Malaga, chiar din Spania. Deci s-a terminat săpunul la baie, se termina în continuu. Acum bănuiesc că vom păstra și pasagerii vor păstra o bună perioadă de timp. Măcar asta să fie un lucru bun. Tot am învățat să aplicăm niște reguli de igienă stricte. Vă mulțumesc foarte mult, le mulțumesc foarte mult invitațiilor mei, mulțumesc foarte mult și doamnei Stoian. Punem punct aici discuției, revenim de la fix la știri.